părerea am găsit la un episod. Măi, frate, de ce tipule care te-a uitat la acest episod? Bine, probabil tu ești altcineva, dar mă rog. Dacă se uită tipul care a avut ideea să facă acest videoclip și dacă se uită, spune-mi de ce, dude. În caz de nu înțelegeți, am primit un mesaj pe Instagram de la un follower sau nu știu exact dacă era follower, că n-am verificat, dar dacă este, să dați și voi follow, să-i luați exemplu. Bine, și dacă nu e, vă rog eu să faceți chestia asta, așa că sunt malefic. Și astăzi vom face provocări cu figurine FNAF, dacă tot l-am primit pe Boni de ciocolată, așa că majoritatea figurinilor îl vor avea pe Boni de ciocolată în ele. Majoritatea, pentru că vor fi și unele care nu îl vor avea, dar să zicem vreo 90% îl vor avea, așa că nu. Hai să începem videoclipul cu prima provocare de la acel tip. Ok, prima provocare este ca Boni de ciocolată și Boni normal să se întâlnească ca printr-o minune. Ok, dude, pentru că eu am puterea lui Dumnegad în acest univers, voi face abracadabra, la kazuma, la ca... Fă ca Boni de ciocolată să se întâlnească cu Boni. Cu Boni normal, da. Ce bun e prepenele ăsta stricat pe care l-am luat din gunoi. Cine ești tu? Întrebarea mea e cine ești tu, bro? Eu sunt Boni. Eu sunt. Ok, gata, termină că de s-a plictisit deja lumea. Așa că trebuie să facem și noi ceva unic, să facem ceva unic pe lume. Ok, nu întreba ce am vrut să zic. Dar trebuie să facem ceva unic. Așa că vrei să fim prieteni? Dacă vrei să fim prieteni doar pentru omenire, nu. Nu, vreau să fim prieteni pentru că amândoi suntem Boni și vreau să ne înțelegem. Vreau să ne înțelegem, dude. Dar ce ești rupt? Am fost mâncat. De ce? Eu sunt făcut din ciocolată. Ai noroc că suntem prieteni. Bine, vreau să fiu prietenul tău cu o singură condiție. Care? Să nu spui lumii că am mâncat pepene stricat. Păi auzi deja. Să nu spui lumii că am mâncat numai mâncare stricată toată viața mea. Păi... auzi deja. Oh, atunci nu zi secretele care o să ți le zic eu în următoarele zile și vom fi prieteni, dude. Ok. La prima greșeală pe care ai spus-o, te mănânc. Dude, dacă îmi scapă, tier, dar îți dau numai șansă, atât. Ok. Bine, două șanse. Ok, mâsă, hai. Ah, ce frumos este să văd doi prieteni care se îndreaptă spre Tomberon. Ce? Ok, următoarea provocare este ca Boni și Chica să se căsătorească, iar Boni de ciocolată să le fie nași. Ok, dude. Prin puterea vecilor, amin. Vă declar soț și soție, dacă voi vreți. Deci, doamnă Chica, vrei să-l iei în căsătorie pe acest tip? Da. Ok. Dar tu? Normal, că te-am și venit. Ok, deci, prin puterea vecilor, amin, v-am căsătorit. Vă puteți săruta, ded. Ce a fost asta? Bă, sunt și eu naș la o nuntă și nu-s băgat de nimeni în seamă, iar eu nu mai pot să mănânc nimica. Numai ăștia pot să mă mănânce pe mine, așa că am plecat. Dacă nu te mănânc eu prima dată. Iam! Ok, următoarea provocare de astăzi este ca Foxy și Mangle să se căsătorească. Iar o provocare de asta. Iar Boni să vină și să strige că totul este fake. Și Foxy a înscenat nunta doar ca să profite de ea. Wow, foarte interesant. Boni, ce părere ai despre asta? Nu vreau să mint, dude. Foxy e cel mai bun prieten al meu. Ok, dude, atunci îl pun pe Boni normal. Doamnă Mangle, vreți să vă căsătoriți cu acest tip? Normal. Dar tu?
Normal, de ce întrebare mai asta? Ok, păi prin puterea vecilor, Amin, v-am declarat deja că sunteți soț și soție. Stați! 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 Foxy a înscenat nunta. De fapt, Foxy s-a căsătorit cu ea doar pentru că avea mulți bani. Vă dați seama cât de malefic e? În primul rând, sunt săracă. De ce ar vrea Foxy să îmi ia bani? Exact! Da, nu știu. Am plecat! Vadă el dacă voi mai fi o prieten vreodată. Doar cu el am terminat-o. Mă, Bonnie, dar tu de ce ai mințit? Zâză, mă, că eu nu mai sunt prieten, mă, cu tine. Sorry, bro! Ok. Nici măcar nu știu ce am zis și nici nu știu dacă am zis gramatic corect, dar aia e. Practic am vrut să spun că eu sunt prieten cu ei. Ce a fost sunetul ăla de telefon? Nu știu. Ok, nici nu știu dacă s-a filmat sau nu, dar faza este că eu am spus că următoarea provocare va fi ca Bonnie să-și ceară scuze lui Foxy pentru ceea ce a făcut. Sorry, bro, n-a fost cu intenție, te rog, iartă-mă, te rog. Dacă mai faci o singură dată chestia asta, te mușc. Pentru că eu sunt vulpe, iar tu ești iepure și știi că vulpile mănâncă iepuri. Ok, hai să ne înțelegem. Bate, bate palma. Bum, 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 bum. Ok, asta a fost ciudat. Hai! Ok, cum nu sunt prea multe provocări, cum n-au fost prea multe provocări trimise de acel tip, aceasta va fi ultima provocare și cea mai interesantă. Îl provoc pe Bonnie de ciocolată să fie impostor în Among Us. Bonnie e impostorul. Bonnie mov. Bonnie was not the imposter. Win! Ok, și acesta a fost episodul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un de like, subscribe, dați follow la, dați-mi follow pe Instagram la Arismociu ca să mai întâlniți și voi niște întrebări sau provocări. Mai știu eu mai multe chestii. Și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!